Bine v-am găsit, stimați studenți! Sper că ați reușit să intrați în ritm de lucru. Eu personal cred că am reușit deja. Astăzi noi continuăm cu tema a doua din cursul nostru de drept civil, drepturile reale, care este dedicată patrimoniului. În această temă o să avem trei întrebări despre care o să discutăm: noțiune, caractere juridice și funcții. Începem cu noțiunea de patrimoniu și cu siguranță ați mai auzit termenul de patrimoniu. El este un termen polisemantic, adică are mai multe sensuri. O să vedem la sfârșit care este sensul în codul civil, însă ați mai auzit de patrimoniu în sens de bun, în sens de valoare foarte mare, în sens de avere, un lucru anume pe care îl ai, care are o valoare foarte mare, de regulă un imobil, un teren mai mare. Ceea ce nu este sensul folosit în codul civil și în dreptul civil, este un sens impropriu. De exemplu, este impropriu să spui am cumpărat un patrimoniu sau am vândut un patrimoniu. La fel, patrimoniul mai are și alte sensuri non-juridice, cum ar fi patrimoniul cultural, patrimoniul moral, patrimoniul istoric, care desemnează, mă rog, anumite valori. Cuvântul patrimoniu aici este folosit pentru a arăta că ceva vine din trecut și ceva are o valoare foarte mare. Iarăși nu este termenul care, sensul pe care pe noi ne interesează și sensul în care este folosit în dreptul civil. Sensul în care este folosit în dreptul civil este cel de la articolul 453. Este articolul cu care se deschide cartea a doua din codul civil și el ne spune că, în primul rând, patrimoniul este o totalitate. Și când spunem totalitate, asta este ceea ce nouă ne permite, pe urmă, o să vedem, să caracterizăm patrimoniul ca o universalitate. Adică cuvântul totalitate este practic sinonim cu cel de universalitate. Atent, nu universitate, ci universalitate. O universalitate de ce? De drepturi și obligații, doar cu caracter patrimonial, deci din start le scoatem de aici pe cele cu caracter nepatrimonial, care sigur că intră în obiectul de reglementare a dreptului civil, dar nu intră în patrimoniu. Privite ca o sumă de valori active și pasive legate între ele și aparține unei persoane. De fapt, ele nu sunt neapărat obiecte omogene, după cum o să vedem, și tot practic ce le leagă este că ele aparțin unei și aceleași persoane. Asta este unicul punct al lor de legătură. Din punct de vedere schematic, ce avem noi în patrimoniu, terminologic, avem un titular, care este o persoană fizică sau juridică, și patrimoniul este format dintr-un activ patrimonial și un pasiv patrimonial. Da? În activ noi includem totalitatea drepturilor patrimoniale care aparțin acestei persoane concrete. În primul rând, sigur că este vorba de drepturile reale ale titularului, în care noi includem și proprietatea asupra bunurilor. Iată de ce articolul 453 alineatul 2 spune că în patrimoniul se includ și bunurile. În principiu nu era o frază necesară în codul civil. Este clar că dacă tu ești proprietar, bunurile sunt ale tale. Pentru ce îți mai trebuie ție proprietatea? Dar, mă rog, pentru un spor de claritate, această normă s-a inclus. Deci în patrimoniu includem, iarăși, banii, automobilele, imobilele, laptopurile, chiar și un creion. Totul se include în patrimoniu. Pe lângă asta, sigur că avem și alte drepturi patrimoniale. Foarte importante sunt drepturile de creanță, adică drepturile de a cere o prestație de la altcineva numit debitor. Îi dau cuiva împrumut, el trebuie să-mi întoarcă mie bani. Îi dau cuiva, plasez un depozit la bancă, banca trebuie să întoarcă mie bani. Sau țin niște bani în cont curent sau într-un cont de card, banca trebuie mie să-mi pună la dispoziție oricând conform instrucțiunilor care eu le dau, prin aplicație, prin site, sau plătind la un terminal de plată. La fel și am vândut ceva, am drept să primesc prețul. Tot este un drept de creanță. Foarte multe din acestea, deci vedeți că termenul drept de creanță include în sine foarte multe situații juridice, dar creanțele le studiem în următorul semestru la teoria generală a obligațiilor. În toate aceste scenarii, titularul patrimoniului este creditor, da? Și are o creanță față de altă persoană. De exemplu, într-un depozitul depus la bancă, noi suntem debitori. Apropo, important și noi să mai discutăm despre asta, noi nu suntem proprietari ai banilor pe care avem în cont bancar sau ai banilor pe care avem pe card sau ai banilor care avem la depozit la o bancă. Nu suntem proprietari,
Noi suntem creditori ai acestor bani. Ușurința cu care noi putem să accesăm ne dă nouă senzație că noi suntem proprietarii lor. Însă, dacă vă duceți înapoi să vedeți care este definiția unui drept real, este un drept că prerogativele spre care se exercită în mod direct, fără intervenția altei persoane. Însă, pentru a primi banii de la bancă, noi avem nevoie de intervenția altei persoane. Noi avem nevoie banca să pună la dispoziție ghișeele sau să lucreze terminalele de plată sau să se fie deschise oficiile băncii, să putem intra acolo să ne primim banii noștri. Dacă banca ca debitor a acestor creanțe nu își execută partea ei din contract, noi nu putem să punem banii. Da? Deci nu putem să punem mâna pe bani așa cum noi am pune mâna pe bani dacă i-ar fi la noi în portmoneu. Da? Deschidem singur portmoneu în mod direct, cum este definiția drepturilor reale. În mod direct, singur, deschid portmoneu, am scot banii, ei sunt la mine. Eu fac ce vreau cu ei. Dacă însă mă duc la un magazin, încerc să cumpăr ceva, dar terminalul nu lucrează, banca, nu știu, a blocat, ceva nu dorește sau este eroare, eu nu pot să mă folosesc de acești bani, de acest credit pe care l-am într-un cont anumit. Și asta este un lucru important și în procedura de insolvabilitate, este un lucru important și în modul în care se reflectă în bilanțurile contabile, tot este important. Deși mulți economiști cred altfel, ei cred că banii aflați pe cont sunt banii lor. Sunt ai lor, dar cu titlul de creanță, nu cu titlul de proprietate. Este o mică nuanță juridică aici și voi ca juriști trebuie să fiți mai atenți. Și sigur că a treia categorie de drepturi patrimoniale sunt alte. Da? Lista e deschisă, alte drepturi patrimoniale. Codul civil nu încearcă să închidă lista de drepturi patrimoniale. În primul rând avem tot felul de drepturi exclusive asupra mărcilor, brevetelor de invenții, dreptul la remunerație din diferite licențe, rezultate din dreptul de autor. Sunt drepturi private, drepturi subiective private, dar cu siguranță în patrimoniu mai intră și drepturi de natură administrativă. Dacă ele pot fi evaluate în bani, cum ar fi o autorizație de construire, un drept de folosință asupra unui teren, o licență de activitate, în linii mari ele sunt acte administrative, însă deja și jurisprudența noastră s-a deprins sub presiunea Curții Europene a Drepturilor Omului să privească aceste drepturi de natură administrativă ca bunuri în sens foarte larg, ca drepturi care dau anumite speranțe de a obține anumit venit în viitor. De cealaltă parte, în patrimoniu, noi avem pasivul patrimonial, conform definiției pe care o avem. Aici se includ obligațiile de natură patrimonială, deci din start excludem atât din activ cât și din pasiv, excludem drepturile nepatrimoniale și obligațiile nepatrimoniale. Dreptul la nume, la viață, la sănătate nu se includ în activul patrimonial. În pasiv nu se includ obligațiile nepatrimoniale, cum ar fi, eu știu, obligația părintelui de a-și educa copilul, da? Sau obligația tutorului de a îngriji, de a da suport celui aflat sub tutelă. Sunt obligații nepatrimoniale. Sau obligația soților de respect reciproc. Sunt o sumedenie de obligații nepatrimoniale, ele nu intră în conținutul patrimoniului. Ele aparțin persoanei, dar sunt alt fel de drepturi și teoria patrimoniului nu le afectează pe ele. În primul rând, sigur că la obligații patrimoniale includem obligațiile civile, în care titularul deja nu mai este creditor, este debitor. El, de exemplu, datorează o anumită sumă de bani unei bănci dacă, de exemplu, ia un credit de la bancă. Sau dacă el comite un accident, aici se conectează răspunderea delictuală din codul civil și apare un raport obligațional nou, numit raport delictual, în care făptuitorul sau cel responsabil, este persoana titulară în cazul nostru, are o obligație civilă să repare prejudiciul cauzat, să plătească banii victimei. Victima în acest sens este creditor. Pe lângă asta, la obligații patrimoniale din patrimoniu includem și obligațiile familiale, cum ar fi obligația rudelor sau soților de a se întreține reciproc în anumite condiții, dacă au nevoie de sprijin material sau dacă au o anumită vârstă, aici codul familiei le reglementează, dar ele tot au caracter patrimonial, sunt bani sau altă întreținere în natură care se prestează. Și sigur că, iarăși, lista este deschisă,
termenul de obligații patrimoniale este foarte largă. Aici putem include și obligațiile de drept public, cum ar fi obligația de a plăti impozite, sau obligația chiar de a plăti o amendă penală sau cheltuielile procedurii penale în dreptul penal, în dreptul de procedură penală. Toate acestea intră, sigur că fac parte din patrimoniu, din cauza definiției largi cu care operează codul civil, observați, nu se referă la drepturi și obligații civile, ci patrimoniale în general. Care sunt, în continuare, caracterele juridice ale patrimoniului? Patrimoniul, în primul rând, este o universalitate de drept. Da? Și poate trebuie să vă spun mai devreme că teoria patrimoniului este una relativ recentă și se spune că ea a fost făurită, finalizată, așa cum noi o cunoaștem astăzi, de autorii francezi Charles Lebry și Charles Leroux, care au lansat la Théorie du patrimoine, teoria patrimoniului. De exemplu, se spune că romanii nu aveau o teorie patrimoniului așa cum avem noi astăzi în dreptul continental. Există, apropo, ceea ce noi studiem în teoria patrimoniului, cel puțin din teoretic, nu o să găsiți în alte sisteme de drept, care nu sunt așa de apropiate, înrudite cu sistemul francez. De exemplu, noi sistemul din Moldova, România, Franța și o parte din țările europene suntem înrudiți cu sistemul francez și preluăm această teorie a patrimoniului, avem și texte foarte clare în acest sens, în codul civil. În Federația Rusă, de exemplu, în manuale nu o să găsiți o analiză a teoriei patrimoniului. Asta nu înseamnă că nu există problemele despre care noi o să discutăm, nu înseamnă că ele lipsesc și nu înseamnă că fenomenele despre care o să discutăm lipsesc, doar că ei le explică pe altă cale. Noi le explicăm prin teoria patrimoniului. Și un prim caracter al patrimoniului este că el este o universalitate de drept. Și vă spuneam deja că din definiția de patrimoniu, cuvântul totalitate este un indiciu că noi suntem în prezența unei universalități. Da? Adică sinonimul cuvântului universalitate este totalitate. Universalitate este un termen din franceză, universalité, care da, se trage din dreptul privat roman. De ce este calificativul de drept? Fiindcă este prevăzută de lege, e definită de lege, este o realitate, este o noțiune juridică, este o ficțiune juridică, fiindcă noi nu putem să vedem cum arată un patrimoniu, nu putem să punem mâna pe el, la fel ca și multe alte chestiuni în drept. Dar el există și el este recunoscut în lege și el îndeplinește anumite funcțiuni. Și ce este specific unii universalități este că el se află în constantă fluctuație. Da? De exemplu, în cazul nostru, titularul patrimoniului ar putea să decide să vândă casa, să obțină înapoi bani și casa iese din patrimoniul său, banii au intrat în patrimoniul său. Apoi cu acești bani poate să își achite creditorii ca să stingă o datorie pe care o are la o bancă. Da? Vedem că la finalul zilei, dacă toate astea se întâmplă într-o zi, la finalul zilei în patrimoniu nu mai există o casă, dar și în patrimoniu nu mai există o datorie față de bancă. Și asta se schimbă în fiecare zi. Noi în fiecare zi avem cheltuieli, avem venituri și doctrina vine și îmbracă toate aceste fenomene din viața reală prin conceptul de patrimoniu. Și o să vedem pe urmă cum asta este folosit în diferite scopuri foarte tehnice, deja care sunt practice. La fel, trebuie să știți că sunt două tipuri de universalități. Prima este cea de drept, fiindcă este creată, este imaginată de lege, reglementată strict de lege. A doua categorie sunt universalitățile de fapt. Ce înseamnă ele? Sunt tot totalități, însă care nu sunt determinate de lege, ci determinate de o persoană. Eu, ca proprietar, pot să creez o universalitate sau să operez cu niște termeni care în fond creează universalitate. Vedeți detalii în articolul 472 din Codul Civil ce înseamnă o universalitate de fapt. Pornim de la o problemă mai practică. Un agricultor, agricultorul A, vrea să ia credit și să pună în gar cel mai important activ al său, care este o turmă. O turmă de oi, de vaci, de porci, ce are el acolo, ce crește el. Întrebarea care el și-o pune, sau care lui o pune banca când el depune cererea de acordare a creditului,
poate oare el gaja turma? Sau, așa, așa scrie în contract, se gajează turma de oi. Care minime aparține, care se află acolo. Sau în contract noi trebuie să scriem fiecare animal. Acolo, Joiana, Dominica, sau nu, oaia numărul 1, oaia numărul 2, câte poate poze să, video ale animalilor, să le anexăm acolo, eu știu. Sunt foarte așa detaliați. Și dacă mergem pe a doua opțiune, foarte detaliată, juriștii deodată pun întrebarea, dar cât de eficient este ca un asemenea gaj, un gaj foarte descriptiv, foarte exhaustiv, dacă zilnic anumite animale sunt luate din turmă, nu știu, pentru sacrificare sau vânzare, alte animale se nasc sau sunt cumpărate, sunt incluse în turmă, că turma constant fluctuează. Și observați această eternă fluctuare, cam așa cum este și în teoria patrimoniului. Da? Și asta este un caz, practic, care ar putea să-l deranjeze pe un agricultor. Cum să fac el? Ce el să gajeze? Și un alt caz, iar sunt cazuri care sunt practicate în Republica Moldova și nu numai, cam peste tot, o organizație de creditare non-bancară, organizația O, vrea să ia un credit, iarăși să ia un credit, și să pună în gaj, iarăși, cel mai important activ al ei. Ea nu are mașini, ea nu are clădiri, ea tot o ia în chirie. Cel mai important activ al ei sunt creanțele față de debitori. Da? Toate facturile lunare care reflectă creanțe, drepturi patrimoniale și în baza cărora ea primește lunar un flux de bani. Iarăși spune întrebarea, ce gajăm? Ce este obiect al gajului? Care este bunul gajat? Putem nu are scrie în contract portofoliul de credite, prezente și viitoare, toate, și punem punct. Sau noi trebuie din nou să luăm și să descriem punct cu punct fiecare raport de credit sau de împrumut. Și iarăși apare întrebarea, dacă noi mergem pe a doua opțiune, că avem un gaj foarte descriptiv și exhaustiv, cât de eficient el este, dacă zilnic unele credite sunt stinse, oamenii le achită, alte credite sunt date, apar, da? Și se strânge o listă foarte mare de credite. Cum să rezolvăm aceste probleme? Cum să creăm aceste gajuri care într-o lună, într-un an, vor avea o față, un conținut total diferit? Iată, aici ne ajută pe noi articolul 472 și soluția practică este gajul universalității anumitor bunuri de o anumită descriere. Da? Aceste lucruri detaliate le vedeți în capitolul gajul din Codul Civil. În special, citiți articolul 671 și 676, alineatul 2, care fac posibil și recunosc conceptul de universalitate pentru anumite scopuri practice. Acum, ce v-am spus eu, sigur că nu are relevanță directă cu tema patrimoniului, dar, în schimb, noi nu o să mai discutăm despre universalități la gaj sau la uzufruct, unii tot se vorbește despre universalități, la partaj se vorbește despre universalități de fapt. Dar importanța aici este să faceți distinție între universalitatea de drept, care e definită de lege, și universalitatea de fapt, care e definită de proprietar. Agricultorul A spune, gajez tot, toată turma. Organizație creditare, ca și titular al creanțelor, gajez toate creanțele mele de un anumit fel sau absolut toate. Da? În terminologie engleză, o asemenea abordare se numește pool of assets, da? Un bazin de active și toate le includ în acest bazin. Puteți citi despre asta mai mult, sunt lucruri foarte interesante. În continuare, al doilea caracter al patrimoniului este că fiecare persoană are un patrimoniu. Da? Deci, practic, noi avem în principiu o persoană, un patrimoniu. Nu contează că ea nu are niciun bun, nu contează că ea are mai multe datorii decât bunuri. Legea recunoaște, toți au un patrimoniu și noi trebuie să operăm cu acest concept. A treilea principiu, nimeni nu poate avea mai multe patrimonii, adică iarăși este același principiu, o persoană, un patrimoniu, deși sunt sisteme diferite de drept. În sistemul francez, de exemplu, jurisprudența, doctrina vorbește foarte deschis și liber despre faptul că o persoană poate să aibă mai multe patrimonii, în special în cazurile care noi le vom discuta, de exemplu, în cazul fiduciei, se spune că fiduciarul are două patrimonii. Sunt și alte sisteme de drept, tot, de exemplu, sistemul de drept din Quebec prevede că în cazul fiduciei, fiducia este un patrimoniu de afectațiune fără titular.
Deci e acolo o altă ficțiune juridică, că poți să ai un patrimoniu fără ca el să aibă un titular. Cel care deține patrimoniul doar ca fiduciar nu este titular al patrimoniului, el nu-i aparține, el doar administrează patrimoniul. Asta este o ficțiune foarte mare. Deci, practic, ceea ce fac francezii sau chebechezii, ei se distanțează de teoria clasică a lui Aubry și Rowe despre patrimoniu, care Aubry și Rowe spuneau categoric, nimeni nu poate avea mai multe patrimoniu. Acum, ceea ce a făcut doctrina românească și doctrina din Moldova, a spus că noi putem să împăcăm capra cu varza, să lăsăm teoria asta că nimeni nu poate avea mai multe patrimonii, dar să recunoaștem că în cadrul unui patrimoniu noi putem să avem mase patrimoniale, acolo ne avem un text de lege clar că noi avem mase patrimoniale. Da? Cum ar fi un dulap, poate să aibă mai multe rafturi și să încercăm juridic să le ținem izolate. Și o să vedeți în continuare care este scopul practic al acestei izolări a acestor mase patrimoniale. Da? Acest concept de masă patrimonială, la rândul ei, tot este, la rândul ei, o universalitate de drept. Ea este definită de lege, legea operează cu ele. În special, vedeți textul de articolul 888, alineatul 3, care spune că, într-adevăr, pot să existe mase patrimoniale distincte, în unele cazuri ele se confundă total, în alte cazuri ele sunt distincte total, sunt diferite abordări. Abordări sunt tare diferite, dar 888, alineatul 3, le recunoaște. Și iată un prim caz, unul din cele mai frecvente cazuri, deși juriștii nu tot timpul analizează asta, dar în realitate asta este o masă patrimonială. Da? Deci, întrebați de un jurist, de un judecător, de regulă spune, nu știu dacă e masă patrimonială. Deci, bine, în primul rând, în codul civil sau în codul familiei nu ai clar indicat cuvântul că asta este o masă patrimonială. Dar analizând, noi ajungem la concluzia și după efectele lor juridice sunt mase patrimoniale. Și ce am aici în vedere este că patrimoniul unui soț este, de fapt, divizat în două mase patrimoniale. Masa sa comună cu celălalt soț și masa sa personală, unii se includ drepturile și obligațiile sale personale. Da? Deci, în cazul căsătoriei, avem soțul 1 și soțul 2, fiecare sigur că are patrimoniul său, însă, ca urmare a regimului legal al bunurilor prevăzut de codul familiei și mai puțin de codul civil, ei au împreună o masă patrimonială comună, în care intră lucrurile lor comune, da? Numite proprietăți comune de vălmășie, dar și obligații comune, cum ar fi obligația asumată de unul, de exemplu, dacă soțul ia un credit de 5.000 în interesul familiei pentru a face o reparație, conform codului familiei, aceasta este obligație comună a soților. Da? Avem două patrimonii, dar aceste două patrimonii, fiecare din ele are o masă patrimonială comună. De cealaltă parte, fiecare soț are și o masă patrimonială personală, unde se includ numai bunurile și obligațiile sale personale. Și de ce asta este important? Că în anumite cazuri legea prevede mecanism de separare a lor. Un alt caz este fiducia. Fiducia este o instituție nouă, apărută de la 1 martie 2019 în legislația noastră. Ea are ca efect, principalul scop al fiducii este anume acesta, crearea a unei mase patrimoniale fiduciare, putem să o numim și pur și simplu masă fiduciară, care este separată de patrimoniul personal al fiduciarului. Adică, până la urmă, un fiduciar va avea un singur patrimoniu, aici teoria clasică lui Aubry și Rowe se menține, persoana are un singur patrimoniu, doar că el are două mase patrimoniale, personală și fiduciară. Cea fiduciară este înscrisă pe numele lui, însă el nu o ține pentru sine, ci pentru niște beneficiari în viitor. Noi nu avem încă în curriculum inclus fiducia, dar noi cu diferite ocazii o să discutăm despre ea, iată de ce eu vă recomand să vedeți în linkul numărul 1 sub sol la acest video, linkul la un curs, un video instructiv de câteva ore care l-am făcut anume pe fiducii, care explic ce este fiducia, cum ea funcționează. Și în al treilea caz unde avem recunoscute în legislația noastră masele patrimoniale separate, este masa succesorală, fiindcă ea este separată de patrimoniul personal al comoștenitorilor până la partaj, dacă avem mai mulți comoștenitori. Dacă avem un moștenitor, legea spune că masa personală și masa succesorală al unicului, deci masa succesorală și cea personală al unicului moștenitor,
se confundă deodată la deschiderea moștenirii, însă, dacă dorește, moștenitorul unic poate să separe masa sa personală de masa succesorală, în special că masa succesorală moștenită este insolvabilă, în special când el de fapt moștenește o datorie mare și nu o avere din urma care reușește să îmbogățească. Și atunci el își poate, lucrurile din masa succesorală juridic sunt înscrise pe numele moștenitorului, dar ele sunt în altă masa sa și în așa fel el își protejează masa sa personală. El are grijă că activele lui, banii lui personali până la moștenire nu sunt urmăriți de creditorii care vin din din moștenire, creditorii masei succesorale. Detalii despre asta vedeți într-un video dedicat răspunderii moștenitorului și pluralității moștenitorului de moștenitori. Vedeți video din linkul numărul 2 la acest video. Deci, practic, sunt trei cazuri care eu le-am depistat. Cazul BC sunt foarte clare, pentru că acolo legea chiar operează cu termen de masă patrimonială. Cazul A, după consecințele sale practice, trebuie să fie recunoscut ca o masă patrimonială. Al patrulea și ultimul caracter este că patrimoniul este inalienabil. El este exact ca și capacitatea persoanei. Din această perspectivă, este inalienabil. Eu, apropo, vă recomand să vă uitați și la notarea pe care am făcut-o la articolul 453 la Codul Civil pe animus.media și acolo o să vedeți o discuție despre distinția dintre capacitate, care cuprinde drepturi abstracte ale unei persoane, și patrimoniu, care cuprinde doar drepturi dobândite patrimoniale ale unei persoane. Fiindcă sunt unii care fac în continuare confuzie dintre ceea ce v-ați învățat la anul întâi, capacitate, și ceea ce învățăm noi acum, patrimoniu. Ele se aseamnă, dar ele sunt lucruri diferite. Și în privința faptului că patrimoniul este inalienabil, spunem că, de fapt, atunci când o persoană decedează, patrimoniul ei nu se transmite ca universalitate, ca figură juridică, ci se transmit elementele patrimoniului. Adică nu putem spune că cel care dobândește o moștenire, dobândește, are două patrimonii. Nu. El în continuare are un patrimoniu, dar la patrimoniul său personal devine o masă patrimonială, iar ceea ce el dobândește de la defunct devine o altă masă patrimonială numită masă succesorală în cartea a patra a Codului Civil. Da, și, de fapt, putem să vorbim puțin mai mult și asta este important pentru viitor, pentru niște aspecte, niște clarificări terminologice. Este că patrimoniul, deși este inalienabil, se pot transmite componentele sale și în drept noi facem distinții între trei tipuri de transmisiuni. Da? Prima se numește transmisiune universală, care constă în transmiterea întregului patrimoniu, iarăși cu rezerva că nu se transmite chiar patrimoniul, ci tot conținutul patrimoniului. Patrimoniul încetează odată cu decesul defunctului, dar ceea ce se transmite la moștenitor este întregul conținut al patrimoniului. Și juriștii spun că asta e o transmisiune universală. Acest moștenitor unic, în anumite texte de lege, se numește dobânditor universal. Când noi ne uităm la, de exemplu, la casa care el a moștenit-o, noi, ca juriști, spunem, aha, el este un dobânditor universal. Un al doilea caz de transmisiune este transmisiunea cu titlu universal. Este foarte similară cu cea universală. Unica distinție este că noi că se transmit părți din patrimoniu la mai mulți dobânditori. Cazul clasic ar fi când titularul patrimoniului decedează și are mai mulți moștenitori. Da? De exemplu, are doi moștenitori, fiecare primește cu o cotă succesorală de o doime. În acest caz, noi spunem că ei sunt co-moștenitori și în unele texte din Codul Civil o să vedeți sintagma dobânditor cu titlu universal. Ceea ce înseamnă că el a dobândit, de exemplu, o casă, însă nu a dobândit-o singur, ci a dobândit-o ca parte a unei transmisiuni universale. Adică el a dobândit-o cu tot ce aparținea defunctului, însă nu a dobândit-o singur în asemenea fel, a dobândit-o împreună cu alți moștenitori. Apropo, ceea ce noi discutăm despre moștenire se aplică în mod egal transmisiunilor în cazul reorganizării persoanelor juridice. Da? Fie ca e dezmembrare, ca e divizare, ca e fuziune, absorpție, ele toate se subordonează aceleași reguli. Se transmit un patrimoniu întreg sau părți din patrimoniu. La fel și la lichidarea unei persoane.
Deci acolo se pune problema lichidării pasivilor în total. De fapt, acolo e puțin diferit la lichidarea persoanelor juridice. Și a treia categorie de transmisiuni despre care o să mai auziți este transmisiunea cu titlu particular. Și este cuvântul cu titlu particular înseamnă un bun concret sau mai multe bunuri concrete, dar nu ca parte a unui patrimoniu sau unei mase patrimoniale. Da? De exemplu, dacă proprietarul în viață, el nefiind defunct, își vinde automobilul, da? Noi spunem că dobânitorul este un dobânitor cu titlu particular. Fie că el este un cumpărător, fie că el primește prin donație, este un donatar, noi spunem că el este un dobânitor cu titlu particular. El, de exemplu, nu a primit bunul însoțit cu datoriile proprietarului. El primește doar acel bun concret. Vânzarea este o transmisiune cu titlu particular. Și aceste fenomene au loc în cadrul patrimoniului și ele se explică prin teoria patrimoniului. Deci este drept că chiar și statele care nu cunosc teoria patrimoniului tot o folosesc această terminologie chiar și în Federația Rusă sau în dreptul anglosaxon. De asemenea, ei o să mai vedeți sintagma succesor universal sau succesor cu titlu universal, anume în acest sens, a dobândit singur sau a dobândit împreună cu cineva. Dar succesor cu titlu particular, eu aș evita asta, fiindcă pentru mine succesor înseamnă totuși o dobândire universală sau cu titlu universal, prin moștenire sau prin reorganizare. Un alt termen pe care o să mai auziți și frecvent o să auziți la drepturile reale este termenul de autor al dreptului. Și atât, în speța noastră, autor al dreptului este cel care transmite un drept sau de la care își trage dreptul la altcineva. În cazul nostru, titularul patrimoniului este cel care transmite, el este autorul dreptului. În special despre autor al dreptului se vorbește atunci când avem o transmisiune prin acte juridice, prin contracte. Da? Cine e autorul dreptului? Adică, de la cine te-ai cumpărat? Da, asta se are în vedere. Și în final ajunge la punctul 3 din planul nostru, funcțiile patrimoniului. Și pentru a discuta despre prima funcție a teoriei patrimoniului, o să începem cu un caz care l-a numit creditul negarantat. Și în acest caz îl avem pe Nicu, care a luat un credit de 300 de euro pentru a cumpăra un telefon mobil, doar cu buletinul, nu a pus nimic în garaj. După ce a plătit prima rată de 20 de euro, el are dificultăți de plată. Nu mai plătește. Banca a inițiat un proces de judecată împotriva lui Nicu pentru a încasa această datorie rămasă. Nicu însă spune prietenilor că el nu-și face emoții, fiindcă el nu a pus nimic în garaj. El nu răspunde cu nimic, practic. Este drept că el a primit cadou un laptop, însă el se consolează cu faptul că laptopul l-a primit după ce a luat creditul. Adică la data semnării contractului de credit, el nu avea acest laptop. Deci, el își imaginează că el nu riscă cu el. Și întrebarea care eu pun, dacă banca câștigă în judecată și obține o hotărâre judecătorească care spune a se obliga Nicu să plătească suma de 280 de euro echivalent în lei moldovenești, poate oare ea să urmărească laptopul și alte lucruri care între timp au mai fost agonisite în Nicu sau nu? Faceți aici o pauză și vă gândiți cum ar fi corect. Sper că v-ați gândit și aici ne aducem aminte ce am discutat noi în semestrul anterior, la tema persoanele. Avem articol 35 care ne spune că persoana fizică răspunde pentru toate obligațiile sale cu tot patrimoniul său. Articolul 184 care ne spune același lucru despre persoanele juridice și avem și articolul 36 care se referă la persoanele juridice de drept public, în care se menționează că ele răspund cu toate bunurile care le aparțin cu drept de proprietate privată. De aici noi distingem un principiu și principiul este cel că patrimoniul este garanția comună a creditorului. În mai nou, de la 1 martie 2019, avem și un text expres în codul civil care, bine, dar reiterează și era și foarte clar rezultat din celelalte trei articole, că un debitor, cel care datorează ceva, răspunde cu întregul său patrimoniu pentru toate obligațiile sale. Și a doua frază dă această calificare, că patrimoniul este garanția comună a tuturor creditorilor.
Sigur că, vă aduceți aminte la clasificarea bunurilor și la persoane, există anumite bunuri care sunt insesizabile. Adică ele nu pot fi urmărite de creditori. Ele sunt bunuri rezervate, ele au un fel de imunitate. Legea le protejează doar pentru proprietarul lor. Ca să vedeți lista acestor bunuri insesizabile, vedeți codul de executare, articolul 89, cu titlul de exemplu mobila debitorului, câte un pat și un scaun pentru fiecare persoană membra familiei, o masă, un dulap pentru toată familia. Este ceea ce legea nu dă voie executorului judecătorului să atingă, să urmărească. În rest, tot ce o să găsească ei, cărți, de exemplu, i-ar putea, în principiu, să urmărească, laptopuri și așa mai departe. Sunt diferite nuanțe, vedeți articolul 89. Articolul 89 nu este unicul articol care declară care sunt bunuri insesizabile, mai sunt și alte articole chiar în codul de executare care prevăd în ce măsură se urmărește salariul, de exemplu, o parte din salariu se urmărește, alta nu se urmărește, dar sunt și alte legi, chiar și în codul civil, pensia de întreținere sau pensia de întreținere este insesizabilă, salariul, în cazul rentei, pare mi se poate fi stipulat că este insesizabilă, sunt mai multe cazuri și sunt și alte legi speciale care privesc că ceva este insesizabil. Pe parcursul drepturilor reale, dar și la alte discipline, de exemplu la procedura civilă, o să dați peste acest concept de bunuri insesizabile. Dar principiul rămâne, deci asta este excepție, dar principiul rămâne este că debitorul răspunde cu tot patrimoniul său, atât prezent cât și viitor la data executării silite împotriva sa. Apropo, acest concept a fost testat și la CEDO, cineva care a luat credit și nu l-a întors, s-a văzut evacuat din domiciliul său, s-a plâns la CEDO prin încălcarea articolului 8 din Convenția Europeană, încălcarea dreptului la domiciliu și în cauza Vrizici versus Croația, Curtea Europeană a spus că da, aceasta este o violare a proprietății, dar este una prevăzută de lege și aia are un scop legitim. Este justificată într-o societate democratică. Într-o societate democratică, datoriile trebuie să fie executate, fiindcă dacă păstrăm casa la proprietar, la debitor, deja suferă un prejudiciu creditorul. El nu își vede creanța executată. A doua funcție. Și aceasta, deci aceasta a fost funcția garanției comune pe care o joacă patrimoniul. A doua funcție a patrimoniului, ea explică un alt fenomen juridic numit subrogarea reală cu titlu universal. Și aici o să dau exemplu de un alt caz, vedeți inelele de căsătorie, sigur că este vorba de o relație de căsătorie, cazul se numește imobilul cumpărat din bani personali. Și speția este următoarea, că Nicu și Ina s-au căsătorit în 2017. Ina era proprietară unui apartament înainte de căsătorie. Deoarece ea s-a mutat cu traiul la Nicu, ea a vândut apartamentul său și a depozitat banii la o bancă în anul 2018. Deci pe timpul căsătoriei. După ce relațiile dintre ei s-au deteriorat, în 2019 Ina a cumpărat un apartament nou, poate că s-a mutat acolo. Ea a plătit prețul din banii din depozitul său bancar de anul trecut. Peste un an, însă, în 2020, Ina depune acțiune de divorț. Nicu, în schimb, nu stă degeaba, el depune și el o acțiune în instanță judecată, probabil că în același proces, da, se numește acțiune reconvențională, când părâtul formulează la rândul său o contrapretenție. Nicu cere ca instanța să partajeze între ei apartamentul cumpărat de Ina. De exemplu, să-i atribuie total Ine, iar lui să-i dea jumătate din banii din valoarea apartamentului. De ce? Fiindcă poziția lui este că apartamentul este un bun comun. Deoarece ea a dobândit acest bun comun în timpul căsătoriei. Sigur că Ina a obiectat. Și întrebarea juridică care ar trebui să-l miste pe judecător este oare Nicu coproprietar al apartamentului? Dacă este, o să-i satisfacem acțiunea. Dacă nu este, o să-i respingem acțiunea. Și pentru a decide despre aceste spiețe, vă sugerez să începeți de la lecturarea articolului 572, 573, care reglementează proprietatea în divălmășie. Noi o să discutăm peste câteva teme despre divălmășie, dar acum, în scopurile acestei spiețe, puteți să vă uitați la el.
și, evident, să puneți pauză la acest video. Sper că v-ați gândit. Și acum, analiza, spete. Ceea ce permite și explică teoria subrogării reale cu titlul universal este că atunci când patrimoniul unei persoane este divizat în mase patrimoniale, aceste mase, în principiu, sunt distincte, sunt izolate. Ceea ce înseamnă că dacă o casă personală a unui soț este vândută și, în schimb, vin banii, banii iau locul casei. Adică, după cum vedeți, ei intră în masa patrimonială personală a soțului. Dacă însă soții au o casă și o vând, primesc niște bani, banii, chiar dacă sunt pe contul bancar al acestui soț, doar, nu pe un cont comun, pe un cont individual al acestui soț, codul familiei îi declară proprietate comună. De ce? Pentru că acești bani sunt înlocuiți, ei înlocuiesc un alt bun comun, casa care era comună. Iar nu contează că casa era înscrisă doar pe numele unui soț, juridic, în ochii legii, era o casă comună în nevămâșii a soților. Aceste fenomene, aceste reguli, noi le deducem din articolul 20, alineatul 2 din codul familiei, care ne spune că sunt proprietate în devălmășie bunurile procurate din alte mijloace comune. Aplicăm argumentul juridic per contrario, cel ce neagă, cel ce afirmă un lucru, neagă contrariul său. Dacă se spune da, este comun pentru cele lucrurile procurate din mijloace comune, cum este aici, înseamnă că spune nu pentru ceea ce nu este comun, adică bunurile cumpărate din mijloace personale. Mai mult ca atât, aici putem să facem referință la hotărârea explicativă a plenului Curții Supreme de Justiție, în special și anume a fostei judecătorii supreme, este veche încă din 1993, care ne spune la punctul 22 că nu sunt proprietate comună bunurile dobândite în timpul căsătoriei din mijloacele personale ale uneia dintre soți. Adică contează că ceva este personal sau comun. Vedeți aici ideea maselor patrimoniale în cadrul unui patrimoniu. Și iată un caz din jurisprudență, un caz concret, o decizie a Colegiului Civil, Contencios Administrativ, a Curții Supreme de Justiție, din 2015. În această speță, soția a încheiat cu soțul o căsătorie în 2002, după aceasta ea înstrăinează apartamentul său. Ulterior, ea încheie un alt contract prin care ea cumpără un nou apartament. Da? Ceea ce constată toate instanțele până la Curtea Supremă de Justiție este că acest apartament nou a fost cumpărat aproape în echivalentul prețului de vânzare cumpărare a primului imobil deținut de ultima până la înregistrarea căsătoriei, care deci era un imobil personal. Deci face concluzia instanța supremă că bunul înstrăinat și care a aparținut recurent, adică soții, până la înregistrarea căsătoriei a fost vândut la preț de 27.000 lei, iar apartamentul nou a fost cumpărat la 27.000 lei. În dispozitiv, în partea finală a hotărârii, Curtea Supremă a decis să recunoaște apartamentul ăsta nou în litigiu, cumpărat în 2002 și cu un număr cadastral cutare, proprietate exclusivă a soției și ea are cot parte de 1,0, ce înseamnă că este exclusivă. Adică în registru se va indica 1,0, în fond va fi radiat celălalt soț, dacă el a fost înregistrat, el va fi radiat. Dacă el nici nu era înregistrat, el nu va mai fi înregistrat ca proprietar după acest divorț. În modul aveți hotărârea Curții Supreme de Justiție detaliată, vă rog să o citiți detaliat, vor fi multe cuvinte noi, procedurale, dar este timpul să începeți să citiți hotărârile instanțelor noastre. Și de asemenea, vă rog să citiți și hotărârea Vrizdici contra Croației, care v-am sugerat-o mai devreme, linkul de asemenea o să fie în modul.
Dar nu cred că este în română. Încercați să o citiți în franceză sau în engleză. Link-urile o să fie în Moodle. Revenind la speța noastră, cred că soluția este destul de clară aici, că nu, în această speță, Nikon nu este coproprietar al apartamentului, Ina este unic proprietar, iar acțiunea lui Nicu în această speță ea se respinge. După cum vedeți, speța este modelată foarte mult după cazul din 2015 a Curții Supreme de Justiție. Sunt mult mai multe cazuri și noi cu asta discutăm cu studenții mult deja ani despre aplicarea teoriei reale cu titlul universal aici. Și din această discuție, din aceste texte de lege și din aceste cazuri de jurisprudență, noi tragem câteva concluzii. Prima concluzie este, pentru a exista acest fenomen de subrogare reală cu titlul universal, noi trebuie să avem un caz când patrimoniul este divizat în mase patrimoniale. Și asta este un lucru foarte rar, fiindcă patrimoniul de regulă este unic și are un regim unic. Iată de ce acest fenomen juridic de divizare în mase patrimoniale are loc numai când avem un text expres de lege și când judecătorul vede că el într-adevăr poate să trateze ceea ce aparține aceleași persoane ca lucruri separate care nu se confundă între ele. Am discutat deja care sunt cele trei cazuri în legislația noastră civilă. Da? Este masele patrimoniale pe care le țin separat soții, fiducia, creează mase patrimoniale separate și în cazul moștenirii, masa succesorală, uneori în unele cazuri este tratată ca o masă succesorală iarăși separată. O masă patrimonială separată. Da? Un caz când legislația noastră nu recunoaște existența maselor patrimoniale este cazul patrimoniului persoanei fizice care desfășoară o activitate de întreprinzător sau profesională. De exemplu, da, ai un întreprinzător individual sau fondatorul unei gospodării țărănești, de fermier, care înregistrează această formă de exercitare a activității sale, dar care nu este un subiect de drept distinct. Și dacă afacerea sa de întreprinzător individual sau de gospodărie țărănească devine insolvabilă, el nu mai are succes și are datorii prea mari, acei creditori o să vină și o să urmărească nu numai bunurile din activitatea sa, care el le-a afectat activității sale, ei vor urmări și casa și masa lui, tot ce îi aparține lui cu drept de proprietate, tot ce intră în patrimoniul său. La fel și cu avocații, notarii și alții care practică activități fără a crea o persoană juridică distinctă. Da. În alte legislații este diferit. De exemplu, legislația română mai nou permite crearea unui transfer intrapatrimonial unde un profesionist, persoană fizică, își poate crea o masă patrimonială, afecta acolo anumite bunuri și spune tuturor că eu răspund numai cu ceea ce am dedicat activității mele, iar cu lucrurile mele personale eu n-am să răspund. La fel există și unele forme de organizare a activității. Pare mi se în Franța există întreprinzător individual cu răspundere limitată. Da, așa o formă. Noi nu avem în Moldova, care de fapt permite același lucru. Eu să creez să-mi înregistrez activitatea mea ca persoană fizică, deci eu nu creez o persoană juridică nouă, nu creez un subiect de drept nou, dar din nou eu declar anumite bunuri care le afectez aceste activități, creez o masă patrimonială separată și în astfel o izolez de bunurile mele personale. Eu știu că dacă afacerea eșuează, bunurile mele personale sunt la adăpost. În Moldova încă nu avem și puține state de fapt încă, mai ales din spațiul post-sovietic, merg pe această cale de a face această separație a patrimoniului. Și o ultimă concluzie aici, la această funcție, este că, care este interesul acestei teorii în general, este că bunul nou intrat face parte din masa din care făcea parte bunul pe care acel bun nou intrat înlocuiește. Da? De regulă, aceste mase sunt izolate între ele, ele nu se confundă. De exemplu, dacă cineva dobândește un bun ca fiduciar, acel bun este în masă, de el vor profita beneficiarii fiduciei, iar creditorii personale ai fiduciarului, de exemplu, chiar și soțul fiduciarului, moștenitorii fiduciarului, nu au acces la aceste bunuri, chiar dacă ele sunt formal pe numele fiduciarului,
el le deține nu pentru dânsul, ci pentru beneficiari. Încă o dată vă spun, priviți video de mai jos din subsol cu privire la fiducii. Și în final, a treia și ultima funcție pentru astăzi a patrimoniului, cazul noi numim automobilul distrus. Și cazul merge cam așa. La 1 septembrie 2020, Mădălina a luat un credit de 5.000 de euro pentru a-l garanta, banca a insistat și i-a angajat automobilul în folosul băncii. La 10 decembrie, automobilul este distrus într-un accident. Partea bună este că automobilul era asigurat, avea o asigurare casco, deci pentru deteriorare totală, pentru suma asigurată de 4.000 de euro. Banca înaintează o pretenție față de societatea de asigurări, spune, plătește mie despăgubire de asigurare de 4.000 de euro pentru automobilul Mădălinii. Mădălina, evident, că obiectează. Ea are nevoie de acești bani foarte tare, ea trebuie să întrețină copiii, ea are cheltuieli medicale în urma accidentului. Spune, banca, o să mai aștept. Sunt banii mei. Eu mai am și alte datorii. Am să achit o parte la bancă, dar o parte pentru alte datorii. Și întrebarea este una de prioritate dintre creditori. Și întrebarea este formulată aici mai spre privirea drepturilor reale. Dacă obiect al gajului, da, care este în drept real, era automobilul, devin oare banii obținuți din despăgubire de asigurare obiect al gajului în folosul băncii? Adică, întrebarea este practic, se strămută oare gajul de pe automobil pe bani? Din punct de vedere practic, societatea de asigurări trebuie să cunoască cui îi plătește ea despăgubirea. Cel cu care are contract este proprietarul automobilului, Mădălina, și apoi face ce dori, sau cel care are în drept de gaj asupra banilor. Dacă noi recunoaștem că banca are în drept de gaj asupra banilor, dreptul de gaj e drept real, vă aduceți aminte caracterele drepturilor reale, sunt opozabile tuturor și pot fi urmărite, bunurile pot fi urmărite în mâinile oricui. Deci dacă noi constatăm că banca are un gaj asupra banilor, deși inițial s-a creat gaj asupra automobilului, banca vine la societate de asigurări, spune, eu am un drept opozabil tuturor, inclusiv ție. Deci un drept real absolut. Eu am drept să urmăresc în mâinile oricui nu s-ar afla, tu de ții banii, plătește mie acești bani. Și vă sugerez să citiți articolul 679 și 680 din Codul Civil pentru a încerca să identificați o soluție la această speță. Până atunci, puneți acest video pe pauză. Acum să verificăm, să comparăm răspunsul vostru cu răspunsul meu. Deci, dacă e să ne uităm la patrimoniul Mădălinii, să ne uităm mult mai detaliat, da? Divide et impera, vedem că banca are un drept de creanță, acesta este o creanță garantată, asupra Mădălinii în sumă de 5.000 de euro. Mai sunt și alți creditori care potențial au alte creanțe, ea mai are alte datorii pe care le are de achitat. Însă banca, pe lângă faptul că are un drept de creanță, iarăși și un drept de gaj, este un drept real pe bunul care aparține cu drept de proprietate Mădălinii. Este un bun cu un regim special. Și în cazul în care el este distrus și apare în baza contractului de asigurare dintre Mădălina și societatea de asigurări, apare un drept de creanță al Mădălinii de a primi despăgubirea, ceea ce legea nouă ne spune este că banii iau locul în acest patrimoniu a automobilului. Și, mai important, dacă automobilul era angajat și banii fac obiectul gajului. Asta rezultă din acele articole pe care vă le-am arătat de la gaj, le-ați văzut în slide-ul anterior. Da? Ce concluzii facem din această speță și acest caz este că fenomenul subrogării reale cu titlul particular apare numai în cazurile prevăzute de lege, are nevoie de un text expres ca asta să se întâmple, și efectul său este că bunul nou intrat în patrimoniu preia regimul juridic al bunului înlocuit. Regim juridic aici înseamnă grevat de gaj în folosul băncii. Care e diferența? Aici voi vedeți diferența dintre acel calificativ la funcția numărul 2 cu titlul universal, subrogare reală cu titlul universal,
iar aici subrogare reală cu titlu particular. Da? Ai o subrogare cu titlu universal când ai o universalitate, adică mase, două mase separate de bunuri. Da? Însă când ai subrogare cu titlu particular, nu te interesează dacă ai mase separate de bun în patrimoniu, ceea ce pe noi interesează practic este să fie un bun și acel bun să aibă un regim juridic distinct. Și cu ce pe noi ne ajută textele de lege și această teorie a subrogării reale cu titlu particular, este că bunul care înlocuiește preia regimul său, dacă el avea un regim special, și bunul nou intrat preia același regim special. Deci aici nu contează că este căsătorit, că este o fiducie, nu. Este un caz clasic, un patrimoniu simplu, nedivizat în mase, dar în cadrul lui avem un bun cu un regim juridic distinct și legea recunoaște această subrogare reală în privința acestui bun concret. De asta se numește subrogare cu titlu particular, vizează un bun distinct. Și cred că asta vă răspund și la speța voastră, că banca are dreptul de a urmări banii și are dreptul de a-i primi direct la societatea de asigurări, așa prevăd și textele de lege la care v-am făcut referință, și acestea sunt posibile fiindcă avem texte de lege care recunosc această subrogare reală în cadrul unui patrimoniu. Atât pentru astăzi și vă rog să vă gândiți care au fost cele mai importante informații pentru voi. Vă spun eu varianta mea, aici răspuns corect nu există, fiecare își primește informația care el socoate că este mai corectă. Pentru mine este o evoluție importantă a sistemului nostru de drept, divizarea patrimoniului în mase patrimoniale, care, pe de o parte, răspunde, este consistență cu teoria clasică a lui Brișo, că fiecare persoană are un singur patrimoniu, dar în același timp, noi putem să explicăm anumite fenomene care au loc în cadrul patrimoniului, în special o instituție cu foarte multă perspectivă, care este folosită extrem de mult în Occident, fiducia sau trusturile, care se bazează anume pe divizarea patrimoniului în mase patrimoniale. O altă concluzie mai practică este: achitați-vă datoriile care răspundeți cu toate bunurile voastre și de viitor. Asta este adevărul trist. Atât pentru astăzi, succes la măsură, la revedere!